G2A lasă prețurile fără oxigen din 2013. Mai multe detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod de Oxygen Not Included. Fraților, avem o mică mare problemă. În primul și în primul rând, vreau să facem o mică schimbare. Pe Răzvi... Vreau să îl schimbăm. Zice, Sky, ești nebun, ce faci? E ok? E în regulă? Victima numărul 1. Ok, gata. Ăsta este noul nostru Răzi. Răzi, monobrow, my friend. Monobrow. O să vedem de ce victima numărul 1 se cheamă victima numărul 1, dar toate la timpul lor, știți? Toate la timpul lor. Ușurel, ușurel, nu ne grăbim foarte, foarte tare. Ok, hai să dăm drumul un pic aici să ne meargă treaba. Toată lumea doarme în momentul de față, nu putem da eu seama. No research task, știi ce? Hai să ne punem noi să facem research-ul ăsta ultim. Ăsta mai avem, frate, de făcut. Hai să-l punem să-l facă toată lumea acolo și am nevoie să începem ușurel, ușurel, să vedem dacă putem să rezolvăm problema noastră cu dioxidul de carbon. Deci în momentul de față vedem că avem dioxid de carbon prin foarte multe locuri. Prin extraordinar de multe locuri, ceea ce nu mă încântă absolut deloc. Ce facem cu tot acest dioxid de carbon? Eu propun în felul următor, datorită faptului că avem aici niște lămpi care ne cam deranjează un pic datorită temperaturii. Produc un pic cam multă căldură. Da? Și nu prea mă încântă aproape deloc treaba asta cu produsul de căldură. Cu mâncarea cum stăm, dude? Nu, scuze, am apăsat altceva, n-am apăsat ce trebuia. Cu mâncarea stăm super, super bine. Insuficiente resurse, nu știu pentru ce insuficiente resurse, pentru tine, ba nu? Da, pentru voi, dar voi nu aveți nevoie de resurse, ce Dumnezeului. Duzilor, cum merge treaba pe aici? Toată lumea e fericită? Puftul nostru produce în continuare slime? Bravo, dude, ești magnific. Ești extraordinar. Uite-l, săracul Nitorix. Te-ai dus să-i aproape 200 de 2 kg de slime. Bine, ok, nu zic nu. Ok, ok, și astea, chestiile astea le produc în continuare. Aici nenea asta. Măi, mie mi-arată cum că ar funcționa, dar de fapt nu funcționează. A, nu, alea sunt țevile de apă. Da, da, corect, eu am uitat că aici avem niște corect. Am uitat. Bun, ok, deci ne vine apă contaminată de aici și în momentul în care o să avem acolo scările alea, o să ne fie în regulă. Ok, duzilor, cine este momentul de față stresat? Nenea Razu este super, super stresat. Victima 1 este și el un pic stresat. Unde ești, Razu, tati? De aici? Păi și ce te stresează pe tine, dude? Te stresează că nu te-am pus la spălat, nu? Ei, lasă că poți să stai și fără spălat, momentan. Nu ne alergă nimeni să stăm atâta, cu atâta curățenie pe cap. Ok. Ce ar mai vreau să fac? Hai să o pornim pe asta, știi ce? Enable building. O să ne mănânce curentul. O să ne mănânce extraordinar de tare curentul este. Cum să facem, domnule? Cum să facem noi treaba asta? Hai să vedem, știi ce? Hai să punem lămpile alea aici. Ca să știu eu că avem un început. Un început de ceva, da? Tu acolo, mai frate, te duci așa direct în sus. Deci e bine, te lăsăm aici. Una. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puc, încă una aici. Ok. Și după aia o să începem noi cu generarea de curent. A, că vine vorba. De ce vorbim super, super încet? Pentru că iarăși din asta e înregistrat la ora târzie. Așa, și nu vrea să deranjeze foarte tare lumea de prin casă, știți voi, chestii de astea. Am încă să le iau pe ăsta, dar mai are două harvesturi. Ar fi bine să lăsăm. Tu mai ai trei. Pe tine? Tu n-ai crescut deloc? Sau cum? Dubios, foarte, foarte dubios. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Ok. Asta una la mână. Doi la mână m-ar interesa foarte tare. Contaminated water. Zici tu că ar fi aici contaminated water. Mil udă să salte prostioare. Hai să vedem. Vreau o pompă de oxigen. Cam asta m-ar interesa. O pompă, de fapt mai multe pompe de oxigen, dacă stăm să ne gândim. Yes, pump. Ok, și vrem să o facem din... Avem foarte mult aur în momentul de față, dar nu cred că ne interesează. Opa, s-a mai dus un nivel. Faci. Păi, nene, uite ce ușor și rapid se duce, mă, totul, mă.
Vedeți, ar fi foarte, foarte fain să ieșim pe aici un picuț. Asta că nu apucăm să facem alea sus, că momentan nu avem de unde. Ok, hai să practicăm acum. În primul și în primul rând. De ce nu mă lasă să te pun datorită faptului că sunt alea acolo? Nu cred că e atât de ciudat, nu? Ok, hai să săpăm ăsta aici. Hai să-l luăm pe ăsta dig up. Da? Pot mă să fac... Nu mă lasă mă să-l pun acolo. Nu mă lasă. Dacă nu mă lasă, nu mă lasă. Ce pot să-i fac eu în momentul de față? Ok. Până un alta. O pompă... Aici cred că ar fi ok. Ok. Să ne ducem să începem cu insulated pipes? Nu. Obsidian, igneous, granit, sedimentar... Nu cred că mă interesează niciuna dintre astea. Întrebare. Știu că... Mă rog, nu că știu. Am înțeles. Iată, nu facem așa. Hai să facem... Cum putem noi să facem aici șmecheria asta? Aș vrea să fac cumva... Ducem așa... Și ăsta de aici... Oare putem? Oare reușim noi să facem chestia asta? Hai să-l scoatem și pe ăsta de aici. Merge, duzilor. Toată lumea e super, super după slime-ul ăsta, pare să. Și nimeni nu-i face nimic altceva. Ducem energie. Uite puțin. Cine mănâncă atât de multă energie? Cine mănâncă mie toată energia asta, dude? Biodistillers. Da, corect. Corect, corect, corect. Fiți atenți, fiți atenți. Stai că suntem deștepți câteodată. Tu poți să te fac din așa și tu poți să te fac tot din așa, nu? Run speech plus 50% de cor. Da, nu știu. Hai să punem aici sus. Așa, și aici să ne facem noi un generator de cărbune în momentul în care o să avem. Că ăsta este foarte încins și produce o grămadă de dioxid de carbon. Și o să pice fix dioxidul ăla de carbon pe astea aici. Cred că o să fie bine dacă ne băgăm în felul ăsta. Ok, deja s-a terminat cu research-ul de bază. Foarte, foarte bine. Acum mai avem research-ul avansat. Cu mâncarea stăm super, super bine. Nu avem absolut niciun fel de problemă. Ce facem, băieți? Băgăm slime în continuare. Bravo, 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 bravo. I like it. O producție de curent 0 barat. Ok, asta este, n-avem ce face. Disable building. Frumos. Până ai tu timp și chef acolo. Nu să mănânci? Nu este stresat. Victima nu este stresat și cu element. Băieți, de ce sunteți voi stresați atât de tare? Hai să vedem aici. Element, element. Ia victima 1 prima dată. Interrupt sleep. Ok, date ce? Am înțeles, pentru că nu i-a făcut nimeni pătuț. Ok, hai să punem acolo un pic de așa. Și element. Uite aici. Nu se știe de ce element supărat pe noi. De ce ești mai supărat pe noi, omul Dumnezeu? Ce s-a întâmplat ție în viață, măi? Asta nu putem încă, nu? Nu. Ok, și gata, avem acum un bătuț. Și pentru victima. Nu, de fapt, nu, pentru răzvi. Pentru răzvi, că ăsta e al... Nu? Da, victima 1 e vechiul răzvi. Sky, dar ce ai de gând să faci? Ce se întâmplă? Aoleu, mi-e frică. Nu va fi frică, dragilor. Toate la timpul lor, o să vedeți. Tu ce mai faci aici? Consumi acolo, n-ai niciun stres, nu? Hai să vedem cum stăm cu... Stăm destul de bine. Deci produce omul ăsta la slime, ce n-am văzut Paris-ul. Ia uite, iar a dormit acolo. Băi, element, mai de ce adormi, băi, on the job? Fraților, nu producem suficient de multe alge cu două astea. Nu vine să cred că nu producem suficient de multe alge cu două distilare. Ok, o să trebuiască să ne regândim planul. Oh, fuck. Cum putem noi să luăm un puft? Cum putem noi să luăm un puft și să-l aducem aici? Că nu cred că mai putem să-i facem ceva, nu? Gușterului. Aici, dacă lăsăm, o să vină ca gușterul prin bază. Oxigenul ăla ce l-am făcut, se pare că împinge de sus în jos oxigenul contaminat. Uitați-vă și voi ce concentrație de oxigen contaminat avem pe aici. Bine, da, adevărul e că
concentrația aia mare a venit și datorită... Nu, de ce te-ai dus la Buddha în mijlocul nopții? Deu, dai mă razo, mă. Păi și vezi, mă, vezi? Aș vrea să-i dau pe repede înainte, dar mi-e frică. Nu știu de ce mi-e frică, dar mi-e frică. Ok, mai avem mult și bine, bună să faci research-ul ăla. Bun, păi atunci haideți să încercăm ușurel, ușurel să ne facem noi o idee aici general asupra întregului proces. Eu propun în felul următor. Propun să începem să distrugem chestii. De exemplu, deconstruct aici la nenea asta. Așa, și de asemenea deconstruct mă interesează gas pipes. Așa. Bun, și după aia putem să-l zicem și la asta deconstruct, cred. Bagă și pe lateral frumos, că n-ai tot timp și chef. Să punem pe 2X, să încercăm să ne mișcăm un pic mai repede jos. Increase resistant and idle, dar știu că e... Cum adică idle? Care e ăsta? Da, știu că e idle. Lasă-mă să trăiesc. Ok. Și acum să ne ducem să facem noi niște tile-uri aici. În ideea asta generală, mă gândesc eu. O fi bine, nu fi bine, nu se știe. Îi luăm pe rând câte 2, câte 2, câte 2. Aici ce avem? Aici avem oxigen contaminat și cu apă stricată. Ok, nu mă supără foarte tare treaba asta. Bun, și de asemenea, cred că m-ar interesa cum să facem noi, fraților, cum să facem noi să nu mai vină puftul ăla. Asta mă deranjează destul de tare, că puftul ăla poate să se plimbe peste tot. Dacă facem ceva de genul ăsta, oare o fi ok? Ce mă distrează sunetul? Părțete, părțete, my friend. Wow, 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 wow. Yes, yes. Tă părțăială e strong in you. Trebuie să ajungem și aici la un moment dat, când o fi să fie. Oh my god. Merge treaba cum... Opa, 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 ce-am făcut? Oh, ok, ok. Am să-l iau pe astea de aici. O să nu avem probleme cu mâncărica. Încercăm un 3X. Hai să vedem un 3X, să vedem cum rezistă poftul nostru, mă, la tata. Așa, și de asemenea, cred că m-ar interesa să continuăm aici linia asta. A, nu știu ce să zic, sincer. Vi bine, nu vi bine, nu se știe. Dă-mi așa un cancel, fii atent, hai să ajungem până acolo și după aia mai discutăm, da? Așa, și acum cu astea de țevile noastre magnifice, vreau un gură de elisire pe care să o trântim aici. Așa, bun, perfect. Și acum o țeavă de asta de gaze pe care să o băgăm acolo. Nu cred că o să putem ajunge, sincer, nu cred că pot să mai ajungă oamenii mei acolo. Fii atent, hai să dăm cancel aici la asta, că poate reușesc așa cumva pe diagonală să se bage skill increase, insufficient resources. Ce s-a întâmplat? Toată lumea fericită? Să sperăm. Ai de mine mor când văd că nu avem suficient slime. Ok. Una la mână. Doi la mână. Cum facem aici cu distilăriile vieții? Cum am putea noi să facem? Deci mai avem nevoie, cred că, de încă vreo două distilării. Că până acum, din câte îmi dau eu seama, deci ținem față, să facem față la una, două, trei, patru, cinci, șase. Da, deci mai avem nevoie de încă două distilării ca să putem face față la șase producătoare de oxigen. Deci nu-mi convine foarte tare să mă mai duc mai încoace, n-aș vrea să mă duc mai încoace, sincer. Și puftul ăla nesimțit dacă îi fac aici, o să vină după aia încolo, care iarăși nu mă încântă foarte tare ideea. Cum să facem? Cum să facem? Noi avem curent până aici adus. Corect, corect. Astea produc apă. Corect, corect. Apă contaminată. Corect, corect. Deci cred că am putea să punem astea un picuț mai jos. Tratament biodistiller. Cât de înalt trebuie să fie acest biodistiller? Trebuie să-l punem undeva aici. Deci să punem un popodea la nivelul ăstuia de aici. Hai să încercăm mai să vedem dacă suntem în stare să facem treaba asta. Popodea la nivelul ăsta de aici, da? Oarecum și cât de cât.
Și după aia tratamentul, cum spuneam, biodistiller. Întim acolo unul și încă unul acolo, da? Bun, și după aia trebuie să venim... băieți, hai să le punem la 2x așa, nu foarte repede, ca să putem să reacționăm dacă e nevoie. Așa, după aia cu niște țevi. Gata, măi, research complete, finally. Ok, și acum toată lumea nu mai are nimic de făcut. Disable building, mersi, ești un scump. Avem absolut toate research-urile făcute, corect? Corect. Ok, și după aia cu liquid pipe-ul ăsta putem noi să ne ducem să legăm așa, pur și simplu, corect? Ai luat-o de acolo? Cupru ai luat, ok. Bun, acum energie, avem nevoie de energie. Electrical wire. Știu sigur, aici e pompa, ok, cu întrerupătorul ăsta. Nu mai știu. L-ai fi făcut de două ori, l-ai fi pus de două ori, nu se știe. Eu sper că nu. Sper din tot sufletul că nu. Bun, și vine și el acolo, da? Ok, și practic acum îi lăsăm poftului o singură găurică aici, prin care ar putea să intre, dacă are nevoie să intre. Avem pompa de aer care pompează. O să pompeze acolo sus. Eu sper aici că voi ia waiting material delivery. Asta voiam să văd, dude. Asta voiam să văd. Să meargă așa pe diagonală. Bravo, bravo, bravo. Și când termină aici șmecheria, ok, a făcut conducta. Perfect, perfect. Am început și aici să ne... ușurel, ușurel ajungem. Am reușit sus să facem ceva? Încă nu. Oh, hello. Mai avem și pe... Oh, scuze, scuze. Ce tot apăs? Apăs R de la research. Din cauza aia nu știam eu. Oh, 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 oh. La, 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 la. Ca niciodată, ni s-au făcut și nouă Bristle Blossom-ul vieții. Harvesting remaining growing la 80%, lasă după chestia aia? Foarte tare și deja uitați-vă și voi vedeți cum e cu overheating. Nu e bine cu temperatura asta, dar n-am ce să-i fac momentan, nu am ce să-i fac momentan. Aoleu, aici, da, aici trebuie să băgăm niște curent, dar nu, nu acum. Deși, știi ce? Hai să băgăm. Și după aia îl întrerupem. Adică disable building. Da. Cred că nu se spune nimeni pe noi dacă facem treaba asta așa. Cum e, băieți? Cum e, băieți? Să vedem. Duplicant. Mouth breather, loud sleeper, yokel. N-avem nevoie de niciunul, reject all. Mulțumesc. Cum stăm cu mâncărica? Mâncărica stă extraordinar. Excelent. Mă, vă rog eu frumos, faceți și voi scările astea. Ce-o fi atât de greu să faceți scările astea? Deliver sandstone, nu știu ce, vrăjel. Bine, ok. Treacă de la mine. Deci produce nenea asta la atâta slime. Bă, știi ce? Ia-mă până... Cum o să facem așa? Ia vină, mă. Ia să prioritizăm aici puii mei, că nu are... Deci dacă îi fac o găurică așa, după aia o să poată... Nu fiți atenți, hai să dăm un cancel. Facem o găurică așa. Va de genul ăsta, da? Și hai să prioritizăm aici. Lăsați-mi fără frumos și mie chestia asta. Până să... Bagă mare acolo. Hai să vedem dacă reușesc, băieții. Ca să ajungă la slime-urile astea de aici. Atâta vreau în viață să ajungă la slime-urile alea de acolo. Uite că mai luat și niște alge, ești nebun? Foarte tare. Ai fugi, Razu, fugi la culcare. Dar știu că nici eu asta nu e selectată, lasă-mă în pace. Insuficiente resurse, taci din gură, taci. Cum să duce energia? Să duce energia mai din mine, cum să duce energia? Trebuie să ne facem niște baterii, oameni buni. Măi, tu aici nu ești pe, da, și tu și tu ești pe 7, dar nu avem suficient slime, asta e boba. Asta e buba noastră magnifică. Cine s-a dus la Budă peste noapte? Am arazul, mă. Uite, mă, vezi? Vezi, mă, ce-mi faci, mă? Gata, așa cum s-a trezit. Și obosit. Uitați-vă și vele. N-am ce să fac. Dude, poți să pun enable building și numai la anumite persoane să fie treaba asta? N-am cum, nu? Enable building, măcar să nu mai văd că se stresează. Cine e stresat acum? Victima 1. De ce ești, mă, stresat? Ce se întâmplă, mă, ție?
ia să-l băgăm aici pe nenea victima 1, că n-ai tu timp și chef, te bagi acolo, da, my friend? Na, și uite acum că sărci la Buda. Bineînțeles că primul a fost Mariusica care s-a dus la duș. Nu i-ai lăsat, bă, și pe el alți, bă. Bărla. Hai să vedem aici cum... Ia uite. Câtă apă contaminată poate să producă de la un singur duș? Serios, de la un singur duș produce atâta apă contaminată. Hai, don't even wanna know. Ia, hai să, sunt foarte curios să văd. Reușești să te urci? Bravo, măi. Asta voiam să văd, că reușește să se ducă până la slime-ul de acolo. 1750, un kilogram și un pic. O, te pică și aici jos, perfect. Mai rar, dar pică și acolo jos. Ho, 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 l-a terminat pe ăsta. Ok. Bun, I like it. Aici, nu, numai dioxid de carbon acolo. Mai avem un pic și le facem și pe astea. The disable building, te rog. Și pe asta aș vrea disable building. Oare pot să-i dau disable? Nu, pot să-i dau numai cancel. Doarme cineva. Cine îl vede? Îl aud. Victima 1 trăiește la asta stres. Ok. L-au luat pe ăla de acolo? L-au luat pe ăla de acolo. E bine, e perfect. Cine e? Razo. Bravo, tati, așa te vreau. Mă, nu vrea și victima 1 să se ducă? A trebuit să-i zic victima, că momentan încă nu avem victima, dar e... Așa, mă, așa, mă, asta voiam să vă, mă. Dă-te că vreau să te văd. Dirty has slipped in contaminated water. Hai. Deci de la 31% vreau să văd la cât scade după ce își face dușul ușterul. Nu mai are ală, dar tot a călcat în apă contaminată. Păi și după duș nu se duce debuff-ul? Se pare că nu. Ok, cine sunt eu să-i pun, să pun la întrebări? Cine astea dubioase? Băcăm un 3, e deja la 3x, nu mai am ce să-i mai fac. Căltăm serviciu de ambulanță al municipiului București. Vezi cu nivelul răzii. Uite, op, tot apăzăr în loc de T. Bagă și acolo telul frumos, n-am văzut-o la timp. Da, ok, că nu se supără nimeni. Tot așa overheated? Da, e tot overheated, dar văd că produce, ceea ce e ok. E super, super ok că produce în continuare. Te duci la Buda fix când să te trezești, dude. Și acum, bineînțeles, că ai... Grimy, ba nu! Nu pot să cred, ok. 27%. Ok. Punem pe razul următorul. Go, my friend, du-te și ia tot slime-ul posibil. Du-te. Luați acolo și băgați. Băi, cât consumăm, mă, ăsta, mă, mâncați-a sufletul tău de nu facem față la un... My God. Hai că ni se umplă asta de apă contaminată, mă bucură foarte tare să văd treaba asta. Dacă merge pompa. Merge pompa, my friends. Wow. Băleu. Boba pe care văd eu momentul de față. E că trebuie să meargă foarte, foarte mult ca să ia slime-ul. Extraordinar de mult ca să ia slime-ul ăla. Duzilor, voi presupun aici că nu vreau un gât, te rog. Deci avem două astea. Hai să vedem dacă reușim ceva așa în sensul ăsta. Da, nu, deci în momentul de față problema foarte mare este că se duc în permanență după slime-ul ăla. Și arăți fi, bagă, tată! Bagă! Bagă pe cum nebun care ești tu. Tinkering ar trebui să fie asta, nu? Da, ia uite-l deja. Plus 20% tinkering speed. Bagă! Ok, cine mai e stresat acum? Razo pare să că ar fi stresat. Măi, eu i-am pus aici, săracul, dar văd că nu. A, l-am pus în două locuri? Da, Razo și victima 1 sunt în două locuri, a? Sau nu? A, nu, doar că, ok, mi-arată... Ok, interesant. Aha, am înțeles.
Deci owner poate să fie numai unul odată, corect? Da, numai unul odată. Ok. Ok, nu știu dacă e necesară treaba asta, da. Ia, poftim. Următorul la rând care este? Mariusic. Da, Mariusic e ok, 14%. N-am bagat acolo guștele că te știu că vrei. Vomitatorule șef, care ești tu? Păi, până ajunge ăsta, să vedeți voi că pompaia de aer, de gaz, o să putem, o să trebuiască să mutăm mai jos un pic. Prevăd. Cum e, dude? Te descurci? Ești ok? Deja, fuck me, deja, nu, amă, serios, mă. Ok, trebuie să ne mișcăm super, super rapid, extraordinar de rapid în momentul ăsta. Extrem de rapid. Ok, hai să facem așa, hai să ne apucăm. Ce pui mei, mai pot să mai zic ceva, nu mai pot să mai zic nimic. Ok. Așa, te rog frumos. Restul mă interesează. Și hai să dăm o prioritizare maximă aici. Deci toată asta. Prioritate nouă, vă rog eu frumos. Deja asta a început să nu mai... S-a început să producă vacuum, vid. Și când produce vid, scade temperatura aerului în zona asta. Pe camere și picior. Oprește-te! Nu mai produ vid, te rog eu frumos! Nu mai, oprește-te! Nu trebuie să mănânci în continuu, dude. Mă jur că nu trebuie să mănânci în continuu. Ce trebuie să punem prioritizare și pe... Și pe asta două. Hai și pe asta să fie, just in case. Neapărat trebuie să mergem rapid, rău de tot cu asta. Extraordinar de rapid. Să-l mutăm pe guștere de aici. Astea două ar fi fost bune înlocuite cu asta. Hai să vedem dacă suntem în stare. Deconstruct. Așa, și mută cu asta și pune-te-l frumos din aur, că nu am altceva, nu de alta. Așa. Prioritizează-mi. Dacă vrei și poți. Ce faci, mă, Razu? Ia uite, mă, doarme aici, mă, s-a trezit să doarmă guștearul. Așa, bravo. Ca să vină apa asta de aici de sus, nu de alta. Așa, tati, așa, mă, cățești curata. Gata, să mai... Nu mai avem probleme. Băi, eu cred că tot meșul ăsta, opa. În sfârșit. Cred că tot ăsta ar trebui să-l fac, de fapt, din... Sau măcar astea de jos. Ar trebui să le facem din astea permeabile. Cred că asta trebuie să facem. Ceea ce nu-mi convine foarte tare, sincer. Cel puțin nu aici. Uite, spre exemplu, aici n-aș vrea să chestia asta. Păi, atunci știi ce? Da, uite că aici, uite. Concentrație destul de mare de dioxid de carbon. Uite-le astea. Deja avem și pe aici dioxid de carbon destul de mult. Fai de mine. Pompa asta nu mai are ce face? Hai să dăm așa un picus ca să fim un pic mai atenți aici. Da, deci pompa asta nu mai are ce face. Momentan. Ceea ce înseamnă că nu consumă, corect? Ori nu știu ce produce, consumed. Frigiderul și unul din biodistilare? Ba nu, amândouă să nu funcționează în momentul de asta. Dar și pompa stă degeaba, nu face absolut nimic. Ok. Întrebare, noi mai avem pe aici Ignis Rock, Obsidian. Mai avem ceva cupru? Mai are interesat un pic de metal. Uite aici un pic de metal. Ei, cum ajung eu la tot metalul ăsta, băi? Fii atent, hai să ne ducem un picuț așa. Uite, am putea să mergem pe aici. Nu ai disable building, nu? Nu ai. Vedem dacă reușim așa cu tine un picuț. Uite și pe aici, iarăși. Unu să fie să fie. Ca să putem să înlocuim toate astea de aici. Sunt prost.
Sunt bătut în cap. Nu, îmi cer scuze, sunt prost. Aici nu avem oricum cum să ajungem la nivelul ăsta. Deci degeaba le fac așa. Nu am cum să ajung. Acum am realizat. Tocmai ce am realizat, că nu am cum să ajung acolo. Ok. Nu te plecați. Unde e mai? Ia să vedem. Gastro Flatulence Candidate. Asta cu Flatulence cred că l-aș vrea acum. Light Athletics plus 7. Creativitatea. No, nu, mersi. Astrofobie în momentul de față. Na, dar n-are nimic pe learning. No, reject all. Respingem tot, my friend. Tot, nu lăsăm nimic. Ia uite, asta au dat înapoi, ești nebun. Ia mă, te miști un pic mai repede aici tu. Nu se mișcă deloc mai rapid. Dude, nu vrei să uite, să te miști în partea aia un picuț? Hai să prioritizăm aici asta. Ca să poți să distrug restul. N-am realizat, mă jur că nu am realizat. Am auzit un zgomot de la tine, am auzit zgomotul ăsta? Am auzit un zgomot super ciudat. Deci uitați-vă și voi cât am muncit puftul ăsta de aici. Este, am mai găsit un puft. Ok, să dăm un pic mai pe jur. Ești ok, dude? Ești în regulă? Yeah, n-are niciun stres, mă. Ok, și hai să dăm destruct la asta până aici. Nu vrem nimeni să-l facă pe ăla. Dar aici? Nu vrem nimeni. Ok. Păi nici asta-mi prost, am super prost. Poate de poate data viitoare ne ocupăm și de treaba asta, dar momentan ăsta, gușterul ăsta e cel mai important pentru mine. The most important of them all. Da. Ia să ne uităm un pic cum stăm cu... Nu prea bine. Nu stăm prea bine pentru că nu avem suficient slime să băgăm în astea. Aia, de-aia nu stăm bine. Dude, asta dau înapoi, mă jur că dau înapoi. Dacă prioritizez asta, oare se mișcă mai rapid pe aici? De curiozitate, hai să vedem. Foarte curios. Ia. Yeah. Aici nu am cum să ajungă sus, este? Nu. Că nu am cum să sară momentan acolo. Uite, asta voiam să văd, asta voiam să văd, că se mișcă cumva în laterală pe... Oare ar putea să sară de acolo, măi? Băi, ia prioritizați voi chestia asta. Cu asta de aici. Dude! Deci nu am realizat chestia asta. Deci eu pot să fac, doar unde am nevoie de o podea pentru clădiri, eu pot să fac totul numai din scări. Că uite cum se mișcă. De fapt, văd că sar oamenii din două în două. Dar tot se mișcă mult, mult mai rapid. Uite. Dar din două în două ești de bun. Foarte tare. Nu am realizat chestia asta până acum. Cât de cool. Ok, hai să mai luăm slime. Slime, vă rog frumos la slime. Asta ce e, mă? Aur. Ar putea aici să nu aibă suficiente materiale pentru ăla? Da? Puteți să mă ajutați și pe mine vreo frumos aici? Hai mai vedem ce facem cu restul. Ești ok? Dar pe aici deja nu mai are suficient aer contaminat.
Ia uite, ia uite. Iar creează gușterul vid. Mă mor cu zile, mă jur că mă mor cu zile. Mă disperi. Bravo, 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 bravo. No power. N-am pus aici? Nu cred că n-am pus. Unde-i mai? Ah, dar n-am făcut-o pe ultima. Fix pe ultima n-am făcut-o. Ok. Probabil că nu mai avem absolut deloc cupru. Este? Poate posibil și probabil. No, bun, dragilor. Hai să facem noi o mică pauză aici. Neascai, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Așa, așa, așa. Asta vreau să văd. Bagă mâncația și ochii tăi, bagă acolo. Bagă tot. Bagă tot. Mare energie. Este mă, este mă. Dacă ați rămas cu noi până acum, un mic like, un coment, un share. Poate o abonare dacă n-ați făcut-o deja. Seara bucurești. Bună seara, România! Pe data viitoare!